ați venit și v-am cunoscut. În mare parte, deja e a patra ediție de PIC IT și cumva a trecut timpul destul de repede și dacă mă gândesc așa retrospectiv, chiar a fost fain. Mult se datorează sponsorul nostru, care vedeți aici în pagină, care ne susțin mulți ani de an, îi văd în același an, sunt mulți care sunt noi și chiar mă bucur că de la an la an creștem și cumva se întâmplă chestii tot mai faine și mai faine, ca și prezentări, ca și conținut, ca și modalitate, să zicem, sau cum se desfășoară evenimentul fiind acum online. Despre mine, în principiu, asta e, sunt C-Sharp developer de prin 2013-2014, de atunci am început. Multe chestii le-am învățat singurel, din curiozitate, din pasiune, că trebuia să le învăț și de multe ori îmi pun întrebarea de ce ar trebui să fac anumite chestii sau de ce n-ar trebui să fac sau e ok să aplic o anumită tehnologie sau un anumit pattern sau nu e ok. Ar trebui să folosesc anumite principii de programare sau nu? Și în principiu n-am. Mă întreb, pun de ce-uri. De ce, de ce, de ce, de ce? Și cumva îmi place cuvântul ăsta cum sună de ce-luș. Da, sunt un fel de... Da, care stau și câteodată îmi pun prea multe întrebări. Dacă e bine, dacă nu e bine. Vom povesti... Avem 6 capitole, cred că da, 6 capitole. Vom începe cu ceva definiții și noțiuni introductive despre ce este un microserviciu și care sunt caracteristicile de bază și după aceea vom povesti și despre câteva principii și elemente cheie atunci când vorbim despre o aplicație bazată pe microservicii. Da? Deci, de ce ar trebui să ținem cont când vrem să ne pornim la drum? De asemenea, cumva un topic care cumva rămâne pe lângă sau lumea încă nu-l înțelegi destul de bine, sunt niște o aplicație când o facem are două componente sau două au funcționalități de business și adică non-functional requirements și functional requirements. Și cumva partea asta că funcționalitățile alea de non-business sunt cumva lăsate pe alăturea sau cumva se rezolvă după, nu sunt luate în calcul. Ne vom uita peste câteva, două exemple la SoundCloud și mai este încă una Karma, mi se pare că se numește, cum ei au implementat și cum e arhitectura lor în mare parte că au trecut la monolit la microserviciu. Vom povesti un pic și despre DevOps, ce înseamnă, de unde a venit și cam ce reprezintă. Și acum a mai apărut și chestia de srâie. Site Reliability Engineers, dar iarăși tot mi-am pus întrebarea ce e și din ce a venit și dacă e. Și după asta e și o aplicație de demo care este o aplicație bazată pe mai multe microservicii, mai multe web API-uri în care eu le ridic sus cu ajutorul la Docker și practic aplicația dată ce rezolvă e că am o listă de cursuri la care vreau să mă registrez și la cursurile alea să-mi trimite niște e-mail-uri sau să-mi trimite niște feedback și tot așa mai departe. Acum, aplicația nu este implementată până cap-coadă să primești e-mail-uri, este doar la nivel de arhitectură, componente care și văd cum interacționează și cum circulă mesajele între ele, ca să înțelegem anumite principii sau să vedem partea asta de cum a fost împărțită și cumva poate vom intra aici și pe partea de domain-driven design, cum intră și cum ar trebui să fie. Nu știu dacă a mai fost cineva anii trecuți, practic aceeași aplicație, și cumva anul ăsta mă gândeam să pun o aplicație în care să fie o, chiar și la ASCII, cum zicea Robert, și la jobul care sunt acum, e o platformă de configurare și automatizare, să zic, chestii de genul, și cumva vreau să fac o aplicație să o mimez sau, dar e destul de greu întrucât mi-am dat seama, băi, eu nu am destul de cunoștințe într acest domeniu. Și când vrei să faci o aplicație bazată pe microserviciu, în principiu
Îți trebuie un domeniu expert care să zică cam ce este și ce problemă vrei să rezolvi tu. Și mare parte te-ai aștepta să fie acolo cumva un load sau posibil să ai niște challenge-uri destul de mari atunci când vine traficul de date, când ar trebui să scalezi aplicația și tot așa mai departe. Ok, hai să începem cu ce este un microserviciu și, de fapt, ce este o aplicație bazată pe o arhitectură de microservicii. Este un stil de programare, în principiu, când zicem de microserviciu. Deci, a apărut, cred că, prin 2013 sau 2009-2010 încoace, a apărut, întâi era service-oriented architecture și după asta cumva a evoluat în microserviciu și cam de acolo totul a pornit. Este relativ nouă și cumva sunt destul de multe tool-uri care au apărut care ne ajută, dar pentru mine încă tot e chestie relativ nouă. Și zice că e un stil de programare, deci e un approach, adică cum poți tu să-ți rezolvi o problemă dintr-un domeniu anume. Și constă, arhitectura asta în mare parte are mai multe componente pe care dacă le pui cap la cap, ele... Na, îți rezolvă o problemă sau îți rezolvă o problemă într-un anumit context, să zicem așa. Și aceste componente, deci, sunt microserviciile care ar trebui să fie responsabile de o singură funcționalitate, să facă o singură chestie și bine. Și când zic o singură chestie, nu știu, să vă dau un exemplu acum, dacă suntem în pandemie, să luăm o rețea de clinici private sau chiar spitalele care le avem. Adică acolo poți să fie, imaginați-vă că aveți un modul de medici, specialități, ce ori mai fi, un modul de pacienți și un modul de programare și poate un modul ceva cu stocuri, logistică, infrastructură și tot așa mai departe. Păi, dacă cumva să separăm și să zicem, poți să avem doar un microserviciu care e responsabil de programări. El nu ține ceva informații despre medici, nu ține ceva informații despre pacienți, nu ține ceva informații despre ce aparate sunt disponibile, nu sunt disponibile. El doar face programări pe un anumit set de date, care îl trage din celelalte componente. Și aici, ca să le extrag, ar trebui să fie definit API-ul sau cum comunică, să fie clar și să nu pice, că dacă s-a schimbat ceva, nu mai poate să ia datele sau nu mai ajunge să le parseze așa cum trebuie. Și fiind componente separate, fiecare trebuie să fie procesul lui. Ce înseamnă partea asta de proces? Să ne uităm când ați povestit despre 12 factor app, dar în mare parte înseamnă că ar trebui să fie izolate. Și cumva ultimul punct și cu a doilea, a treilea și cu ultimul, cumva se suprapun, dar acum depinde din punct de vedere care ne uităm. Deci, astea fi, aici ce avem o serie de caracteristici la microservicii, cam ce ne oferă și cam cum ar trebui să fie implementate în principiu. Și microserviciile, adică noi avem o aplicație formată din mai multe microservicii, fiecare microserviciu ar trebui să fie decuplat. Adică dacă eu vreau să mă duc să dezvolt, să modific sau să fac deploy, să scalez, trebuie partea să o fac decuplat, să nu fiu impactat de alte microservicii sau de alte componente. Iarăși, cum ziceam mai devreme, n-ar trebui să fie totul la grămadă, ar trebui să fie împărțite pe componente. Împărțeala asta iarăși depinde dacă este cerință tehnică sau non-tehnică. Adică de business sau depinde cum vrei să le împarți, zice, că iarăși poți să le împarți pe mai multe componente și să le să ne uităm un pic mai încolo cum o abordare. Iarăși, un microserviciu este în jurul la o nevoie de business. Da? Cum ziceam la partea asta, când vine medicii, e așa zic, eu am nevoie de un sistem în care pacienții să se programeze și să nu mai vină la spital, să stea pe coridoare sau să stea acolo la intrare, la recepție și iarăși. Deci, așa zic, eu vreau un sistem care să-mi
să-mi facă programări. Deci e cu asta vin. Și când faci un microserviciu sau când te gândești, deci tu, ok, am făcut un microserviciu doar pe bucata asta, nu mai mult. Partea de autonomie mai mult ține de echipe, adică cumva eu pot să îmi dezvolt o bucățică din aplicație fără să fiu impactat de alte echipe și cu viteza care vreau eu, adică dacă vreau să mă duc un pic mai repede, să fac deploy-uri mai dese sau să livrez mai multe feature, pot să mă duc fără să stau să aștept după alte echipe sau alte departamente, că na, așa e, trebuie să ne ducem toți odată. Partea de continuous delivery cumva e relativ simplă și e tot un termen care a fost destul de mult continuous delivery, continuous integration, dar asta ce înseamnă că poți să livrezi în continuu, în continuu și în continuu fără să începând de la să fie cam toate procesele automatizate. Începând de la build, release, deploy. Partea de responsabilitate e că atunci când faci înainte cum era, sau nu știu, înainte, când am început eu să... Cumva era o singură soluție și acolo cumva era împărțit pe layere. Și cumva ziceai că eu sunt pe proiectul ăsta și dacă te duceai total pe alt proiect sau ceva de genul cumva, dar aici când vorbim de responsabilitate e că un microserviciu nu este tratat ca un proiect, este tratat ca un produs. Adică ideea că produsul ăsta poate să interacționeze cu alte elemente sau cu alte componente și n-ar trebui, trebuie să mă gândesc dacă o funcționalitate nouă vine în microserviciul ăsta sau nu. Sau dacă ar veni, ok, ar trebui să fie tot setul de date să-l țin aici sau ar trebui să-l duc în altă parte și aici practic ne ajută și partea asta de domain driven design în care ne dăm seama dacă cam cum să împărțim și ne partea de bounded context. Aici cred că mai mult vine. Partea de decentralized governance e că practic nu mai este cineva care să dea tonul. Folosim tehnologia asta, folosim limbajul ăsta, folosim baza asta de date, folosim providerul ăsta de cloud. Deci, practic, fiecare își îndepenează de microserviciu. El decide ce tehnologie să folosească în spate. Definește doar API-ul ăla, cum ziceam, în care zice ce date el va primi și ce date va returna. În rest, ce folosește în spate... Na, el își rezolvă cumva fiecare microserviciu, folosește tehnologia aia sau implementarea aia sau patternul ăla care îl ajută să rezolve problema pentru care a fost creat. Și în principiu aici vorbim mai mult și de scalabilitate. Că în mare parte din asta folosește anumite tehnologii vechi, că în anumite cazuri nu poți să faci... nu poți să atingi, să zicem așa, niște obiective sau să ai niște metrici de care să-ți făcut cu anumite tehnologii. Și iarăși, partea asta de agilitate, adică cumva să-mi fie ușor să modific ușor aplicația mea, să nu stau după toată lumea, să schimb tehnologiile ușor dacă vreau și să merg destul de să testez mai degrabă, să zic, ideile care vin pe piață sau să-mi fie destul de ușor partea asta. Ok. Aici în mare parte le-am despre ce v-am povestit, am lăsat câteva notițe și încă un o chestie azi vă dau pe parcurs când ajungem la demo și link-ul din GitHub și acolo este un document resurs cu foarte multe link-uri. N-au încăput pe un slide, așa că cred că găsiți acolo despre fiecare caracteristică, aici mai multe informații sau dacă căutați pe net, că practic am așa experiența mea sau din ce am învățat, e o parte netul, e o parte proiectele care sunt destul de multe pe care am fost și cumva am văzut diferențele între ele și mi-am prins urechile cam unde și cum era implementat. Un disclaimer așa mare, Casa Poporului, ce vreau să vă zic, cumva, și am mai zis cineva, deci ăsta e cumva un intro, că tema asta din microserviciu e una mare, deoarece noi vorbim despre aplicații distribuite.
în principiu. Și adică aici cumva eu vă explic doar o bucățică dintr-un anumit punct de vedere, dar să știți că mai sunt și altele de care trebuie să ții cont atunci când te apuci să dezvolți o aplicație bazată pe microservicii sau să zicem tehnici care le-ai folosit. Ok. Sunt doi tipi, Martin Abbott și Michael Fisher, care cumva ei au pus așa într-o chestie faină, care e ușor să o înțelegi, Scale Cube, care practic îi dau trei direcții. Ok, dacă tu ai o aplicație super mare și care vrei să o scalezi, și când la scalare, sunt două chestii de care trebuie să ținem minte. Primul este că să scalezi aplicația să primească un număr foarte mare de request-uri, deci un load mare, și mai este și scalarea pe oameni, pe echipă. Adică, nu știu, eu vreau mâine pe mâine să-mi iau 100 de oameni să lucrez la aplicația mea. Deci scalarea în mai multe părți. Ok, și el cumva aici zice, deci ia practic trei traiectorii. Y-ul care e în sus zice că să faci functional decomposition, asta ce înseamnă? Adică, cum am dat exemplul ăla cu aplicația pentru spitale, na, deci practic mă gândesc ce nevoie am eu în domeniul ăsta și pentru fiecare nevoie creez o aplicație separată, care ele între ele vor comunica. Nu le pun toate la grămadă și le împart, fiecare să-mi fie separată. Pe X, care e orizontal, înseamnă practic și iau aceeași aplicație și o pun în mai multe noduri, pe mai multe servere. Deci asta. Și deja Z-ul, cumva, aici zice parționarea datelor, ce înseamnă, e, exemplu să vă-l dau, poți să ai datele despre utilizatori, bine, pentru un spital poate că nu e utilizatori poate nu au așa multe date, dar zicem, nu știu, dacă mă duc la Google, bănuiesc că acolo am tera de date despre mine, ce căutări am, pe unde am fost și ce am făcut. Și în principiu, să ții asta tot la grămadă, tot, poți fi destul de greu. Și în principiu, ce ai face? Adică, zic, simplu, utilizatorii de la A la X, la A la E stau pe serverele astea, utilizatorii de la datele care țin de utilizatorii de la F la M stau pe serverele astea și de la O la N, de la N la Z pe alte serveri. Deci, practic, asta înseamnă că ți le împarți și cumva rutezi, nu ții toate datele la comun, dar cumva le separi și în dependență de un criteriu anume, care e, depinde. Deci, eu am luat alfabetic, dar în dependență de ce domeniu și ce problemă vrei să abordezi sau ce problemă vrei să rezolvi, de fapt. E diferit. Ok. Iarăși câteva notițe. Cartea n-am citit-o. Am citit vreo două bloguri pe partea asta. Cred că ar trebui să o iau și să o... Și am înțeles cumva, mi s-au părut destul de interesante și am rezonat cu ce explicau în blogurile alea, dar cred că ar trebui să pun mâna și pe ea și să mă uit exact. Dar cam la asta se rezumă astea trei idei, care sunt ușor de înțeles. Ok. Iarăși, când vorbim despre aplicații distribuite, și cazul nostru e o aplicație bazată pe microservicii, în care avem mai multe componente, vine datele. Cum le salvezi, unde le faci, ce faci cu ele. Și este CAPTheorem, care vine de la acronimul Consistency, Availability și Partition Tolerance. Practic zice că trebuie să alegi dintre astea trei, să alegi două. Unde e consistency, ce înseamnă? Când intru, dacă vorbim de o aplicație web, intri în browser și dacă dau F5 de 5 ori și vecinul tot vine și dau F5 de 5 ori, noi vom vedea aceeași informație de fiecare dată. Availability înseamnă că, ok, aplicația de fiecare dată să fie up and running. Indiferent, poate, posibil să am ceva chestii sau să nu fie datele consistente sau să unele datele se lipsească sau să nu mi-ajungă anumite, să-mi lipsească anumite feature-uri, dar aplicația se încarcă. Cazul recent cu
Facebook, WhatsApp și ce mai fost. Deci lumea a fost panicată, cred că și s-au dat multe chestii peste cap cât au fost offline. Și după aia partition tolerance e când ții ouăle în mai multe coșuri și practic, na, știi că la un moment dat poți să-mi cadă un ou, dar omletă oricum ne-o fac din, nu din trei, dar din două. Și oricum mănânc la sfârșit de zi. Și asta așa pe scurt ce înseamnă astea trei noțiuni și în principiu, dacă vedeți aici în trebuie să pun, cred că este în link de unde am luat spargerea asta faină, cumva avem mai multe, când vorbim de date, avem mai multe tehnologii în care de stocarea datelor și adică baze de relaționare, SQL, NoSQL și deja, na, file storage și tot așa mai departe, avem mai multe tipuri de stocare. Și cumva, na, în dependență ce vrem, care le alegem pe astea două și suntem un pic mai târziu fiecare combinație cam ce tip de aplicație poți să-ți, sau ce problemă îți va rezolva, putem să ne alegem o tehnologie sau, zic așa, o tehnologie, o librărie, o implementare, în dependență de nevoia care o avem. Ok. Și în mare parte, ce înseamnă dacă alegem ca să fie aplicația... Deci, noi vrem ca datele noastre să fie consistente și vrem ca anumite... să nu avem... deci, unele implementări sau să nu avem... deci, toate funcționalitățile... Partition tolerance, asta înseamnă că tu când ți-ai spars, nu știu, e clar. Pentru mine a fost un pic mai greu să digier partea asta de partition tolerance și vreau să mă asigur dacă și voi ați înțeles care e. În mare parte înseamnă asta. Adică eu dacă am aplicația care tot luăm ăla pentru spitale, deci vreau să-mi fac o programare. Dar vreau să mă asigur că de fiecare dată am și lista de... Și am zis că programările le țin într-o parte și lista de medici specialități ce-l mai fie acolo le țin în altă parte. Sau lista de aparate care sunt disponibile, remeneuri sau ce-l mai fie acolo, le am în alt modul. Și adică cumva vreau să mă asigur că ambele aplicații merg. Deci cam asta înseamnă. Și când îmi aleg un gen din asta de aplicații e că dacă when a partition occurs between any two nodes, the system has to shut down the non-consistent node. Adică, practic, ideea că dacă au apărut diferențe, noi cum ziceam, noi scalăm pe orizontală. Avem mai multe noduri care rulează. Și dacă unul cumva are date care nu sunt up-to-date sau nu are reușit să le modifice sau ceva de gen, deci ăla pleacă jos, adică nu este disponibil, dar, dar toate datele sunt la fel și merge bine, mersi. Partea de availability și partition e când chiar dacă apar ceva diferențe, mine tare, tare nu mă doare partea asta, adică nu mă interesează și pot să merg și mai departe cu partea asta. Un exemplu care să vi-l dau, acum mă gândesc la partea de exemplu care am pornit cu spitalele, e cu medicamentele, n-aș zice, adică cumva aș vrea să știu ce medicamente de fiecare dată sunt sau ce programări am de fiecare dată. Eventual pot să pun dacă cumva, uite aici, parcă toate sunt importante. Nu poți nici tu, medicii, să nu știi când, cumva, dacă are vreo fereastră liberă să operezi. Nu poți să te uiți nici un aparat sau un medicament dacă este pe stoc și tu crezi că nu este pe stoc. Aici un pic mai greu îmi vine. Dar, în principiu, cam asta. Eu pot să-mi permit ca și business, ca câteodată datele să fie inconsistente. Și la partea de... Când poți să dau într-o parte... partition tolerance e ideea că chiar dacă nu am o implementare, dacă îmi lipsește o funcționalitate în aplicația mea, asta iarăși nu mi impactează foarte mult business-ul. Un exemplu pot să vă dau într-un shop online. Dacă partea de livrări, modulul de livrări, că nu poți să... eu am făcut o comandă, am plătit-o, bine mersi, dar dacă comanda aia cumva a picat...
microserviciul ăla în care îmi calculează mie când va fi cam în ce, când va fi livrată comanda, nu răspunde, ok, nu e mare jale, adică oricum 2-3 zile eu cumva am acolo buffer și pot să-mi rezolv problema asta sau, na, deci asta a fost un exemplu, poate, câte, poate și importantă și partea asta de livrare, că dacă utilizatorul nu vede când îi se livrează comanda, posibil să fie frustrat să nu mai vie la site-ul tău. Deci cam astea sunt principiile care, dintre astea trei, independență care, deci independență ce problemă avem, încercăm să ne mulăm pe una sau pe alta. Ori luăm ca să fie aplicația consistentă și permanentă app, sau luăm ca să fie app și poate cu ceva date lipsă, dar dar consistențele nu mă interesează și partea asta pot să-mi lipsească ceva feature-uri, dar vreau să-mi fie întotdeauna sus și să toate datele să-mi fie consistente. Și colegii care sunt de DevOps sau care sunt pe infrastructură pot să ne zică că în dependență ce vrei să obții cu un volum mare de date sau cu, deci nu toate bazele de date sau nu toate implementările suportă partea asta de să faci, să scalezi sau să faci replici și tot așa mai departe. Deci unele vin cu limitări deoarece că așa sunt ele implementate și cumva trebuie să-ți schimbi deodată. Și de asta e bine, când zic de ca și implementarea de pe microservicii, ca să știi, ok, ce problemă încerci tu să rezolvi, să-ți alegi tool-urile alea de care ai tu nevoie și dacă cumva ai dat-o în bară și ai văzut că nu sunt ok, să le poți schimba ușor. Și aici era problema la Monolith, că dacă s-a pornit cu un SQL sau cu bază date relațională, cam și a fost folosită în tot codebase, în toate modulele, e destul de greu să faci, migrezi datele la un alt data storage, să vezi cum le faci și cum le împaci acolo și ca să-ți rezolve. Cumva încerci să le, adică zici, asta nu putem să facem sau cumva rămâne așa. Și cred că partea asta, dacă o ai în cap și știi ce vrei să obții și cum vrei să obții, cumva te duci și te ajută să, în primul rând, să-ți pui întrebarea, ok, ce vreau să fac și cum vreau să obțin asta. Și care ar fi problemele dacă datele ar fi inconsistente, ceva nu ar fi up and running și dacă ar pica ceva printre componentele mele. Ok, întrebări la partea de cap și scale? Nu? Ok. Am vrea să povestim un pic și despre, deci noi am început la două, nu? Pe la, n-am povestit de pauze, eu aș mai vrea să mai facem niște pauze. Poate pe la un, povestim despre 12 factor app și facem o pauză de 5 minute, dacă e ok și pentru voi. Ca să mai așeze la voi și poate vine ceva, vreo idee sau se așează bine acolo și e clar sau din contra începe un vârtej acolo și pe... vă aruncă tot ce s-a avut acum aranjat în cap și ceva vă dau cu virgulă. Ok. Când vorbim de The 12 Factor App, adică sunt 12, să zicem așa, criterii sau 12 principii cumva la care dacă de care trebuie să ții cont atunci când vrei să faci o aplicație bazată pe o aplicație distribuită, bazată pe microservicii și care se mai zice cloud native sau cloud ready, cumva. Au încercat să prindă cu să le lege și eu cred că e și ok dacă le-au legat. Ele sunt 12 la număr. Să trecem prin fiecare. N-am pregătit ceva slide-uri că și din tip să delim timp, dar cumva mi s-au părut destul de ok explicate toate aici și vom trece doar așa prin ele și vom povesti pe scurt. Primul ar fi de parte de code base, în care zice că codul care stă în spatele aplicației tale să fie într-un sistem
versionat, cum ar fi Git, Mercurial sau Subversion, nu știu dacă astea se mai folosesc, cred că cel mai mult știți Git-ul. Și în mare parte din codebase-ul ăla se pot rula mai multe deploy-uri, adică să duc pe mai multe servere și să am mai multe stage-uri, adică să fie un și în asta e una, și doi la mână pot să mă duc cumva la un moment dat să aleg orice punct, zicem, din istorie a aplicației mele și să-l deployez ușor unde ar vrea eu, adică să navighez și să iau ce versiune eu vreau de aplicație. Cam la asta se referă. Următorul e partea de dependențe. Na, când erau monoliturile și când stăteau toate grămadă, din experiența C-Sharp sau cred că și în celelalte, puteai să vezi dacă aveai o clasă sau un serviciu, pe unde este folosit, prin ce module și cumva să-ți dai seama dacă modifică ce schimbă o chestie, cam ce ar putea impacta. Mă, la microservicii, dacă ai mai multe codebase-uri, ai mai multe aplicații separate, ar trebui dependențele să fie explicite în mare parte. Să zici că eu depind de A, B, C, de microserviciul ăsta, ce am mai văzut prin alte în alte proiecte, multă lume își puneau CDK-uri, adică pentru un web API niciodată nu l-apelau, adică un web API avea în spate și un CDK, un pachet de NuGet sau un pachet de o librărie. Și dacă vreau să folosesc microserviciul ăla, eu pur și simplu îmi luam librăria aia și știam că ok, eu am dependență de microserviciu ABC, deoarece am librărie ABC. Și cumva asta ne ajuta să știm ce impactăm și dacă modificăm un input sau un output în aplicația noastră. Partea de configurare ar trebui să fie stocată la nivel de... Ar trebui să o iei din cod și să nu mai fie hardcodată și să o stochezi la nivel de environment. Deoarece că la nivel de environment tu știi că odată ce s-a dus environmentul, totul a plecat și nu rămâne ceva agățat, nu-ți rămâne nimica și cumva îți asigură partea de stateless. Asta e recomandarea cumva, că să nu mai ai chestii hardcodate, porturi, URL-uri sau ce-or mai fi pe acolo în aplicația ta și să fie toate citite și salvate la nivel de environment. Și environment aici ne referim la o mașină virtuală sau la un node sau la un container și tot așa mai departe. Partea de backing service. Aplicația noastră ea consumă niște folosește niște servicii externe, cum ar fi chiar și baza de date, file storage, servicii de trimis mail-uri. Deci, alea trebuie să fie văzute ca niște resurse care eu pot să mi le atașez la aplicația mea și la un moment dat pot să le schimb. Adică dacă am văzut că nu pot să scalez cu SQL serverul, ok, eu îmi duc datele în Mongo sau în altă implementare nu SQL care ai mai ușor să scalează pe orizontală și merge mult mai ok și poate și mai rapide sau invers. Mongo poate nu e mult mai rapid de SQL-ul dacă mai pun niște index și structurez bine datele, mult mai ușor mi-ncarc datele și mult mai rapid merge și atunci aș merge parte sau dacă vreau consistency și tot așa mai departe. Deci, practic, orice resursă care merge pe lângă, unde îmi stochez datele, unde de unde dacă orice servicii care îl folosesc, alea ar trebui să fie ca niște resurse și să nu fie cumva gândite ca un parte din tot environmentul meu, din ecosistem. Ok. Aici e dat un exemplu, dar sincer vorbind nu mă uitam peste el și nu știu despre ce e vorba. De exemplu, că poți să ai bază date, ceva, un serviciu de emailing, ceva de storage și ceva de pentru Twitter, habar n-am ce face. Ok. Altul ar fi că cumva trebuie să fie separată partea asta, cum
cum ajungem de la codul sursă la, la artefactul la care se va instala pe o mașină. Și astea ar trebui să fie separate. Cred că sunt mai multe aici, dacă când vom ajunge să povestim de DevOps, ele de fapt sunt trec prin mai multe, dar în principiu este avem codul, la codul ăla le facem build, aplicăm niște chestii de configurare și după asta putem să ne ducem, ăla e un artefact care putem, la care putem să facem release. Deci cumva la partea asta, deci ca să le ținem separat și ca să putem să avem flexibilitatea în a aduce un pachet, să-l putem să-l instalăm în mai multe medii și să putem să-l replicăm acel pachet pe mai multe mașini. Ok. Următorul este ține de proces. Aici exemplu care îl dă, tot vreau să mă uit cam ce, vorbește despre procesele cum sunt în Linux. I'm not Linux guy, I'm Windows guy. Dar în principiu e că fiecare aplicație trebuie să aibă procesul său și cumva să fie, aici vorbim mai mult că aplicațiile să fie izolate la nivel de proces și să nu fie impactate una față de cealaltă. Cam asta e ideea, că dacă îmi pică una, să nu cumva să mi-o afecteze și pe cealaltă, sau dacă se închide un proces, aici cumva putem să ne gândim și la niște thread-uri sau niște, nu thread, mai degrabă proces, thread e altceva. La niște procese, adică dacă mi se închide un proces, ăsta merge bine, mersi mai departe și n-are nicio treabă. Sunt întrebări până aici? Merg prea repede? E ok? Nu, e ok. Da? Bine. Mi se pare că vorbesc repede și să mă asigur că putem să intrăm, adică nu știu, dacă ce n-am specificat la început, dacă aveți voi un exemplu sau puteți să ziceți anumite chestii de vreun subiect related care vorbim și noi, deci puteți să interveniți în orice moment. Nu e nicio problemă pentru mine, deci cumva pot să mă întorc înapoi și să continui firul. Ok. Iar altă recomandare e că dacă pe o mașină sau cumva avem instalate mai multe servicii, să le apelăm sau să fie expuse printr-un port. Aici, sincer vorbind, na, e mai mult partea de DevOps sau partea de admin infrastructure, dar în principiu tu aplicația poți să o accesezi mai multe feluri. Poți să fie un exe care să, nu știu, exemplu care îmi vine acum în cap, poți să-ți ții la nivel de să apelezi prin cale, da? Să-ți fie frumușele exeurile puse pe nevrei tu și pur și simplu să apelezi, să știu, pe, în calea asta am aplicația, exeul ăsta și, na, că într-un final web API e un entry point. Și entry point-ul ăla decizi tu cum vrei să-l pui și chiar în .NET Core, dacă ați văzut, acum mai mult au băgat că ai un program.ks și ai un entry point. Deci îți generează un exe, în general îți generează un DLL și ăla zice că e entry point-ul tău. Deci cum la asta se gândește. Și dacă vrem să expunem, în principiu să o facem prin porturi. Că marea majoritatea tehnologiilor suportă partea asta de ca să accesezi pentru un anumit port folosind un anumit protocol. Ok. Iarăși, partea de concurenție. Aici când vorbim, dacă ai mai multe, ai scalat, da, orizontal și orizontal, hai să zicem așa, să nu încurcăm. Deci, în mare parte, ar trebui să gestionezi partea asta de concurrency și anume prin process model, adică fiecare să-și țină state-ul său, adică nu, altfel, să nu depindă de state-ul altora. Cam asta e partea de scale out via the process model. Aici se referă că e fiecare pentru un, dacă vrem să aceeași acțiune să o executăm mai multe ori și un exemplu pot să vă zic e, dacă am un logo la aplicație și na, în dependență de device îi fac resize, bine, teoretic ai putea să
salvezi poza aia odată, dar dacă, de exemplu, vrei să faci resize sau thumbnail, să-l generezi în OneDrive, na, una la mână, poți zici, îmi generez pentru toate fișierile thumbnail-ul și mănâncă dita mai spațiu stocare, sau când e nevoie, și cred că asta e cea mai bună abordare, să-mi genereze on the fly. Și atunci, na, poți să-ți, partea asta, dacă vrei să scalezi, na, poți să dai câte un proces la fiecare să meargă și să-și facă în paralel cu datele lui, să nu fie impactat de alte procese, să facă o anumită acțiune. Așa. Iarăși, dacă fiind foarte multe... deci, aplicația fiind replicată pe mai multe noduri și la un moment dat pot să apară probleme pe un nod sau pe altul, eu trebuie ușor să-mi ridic un nod nou și dacă văd că ceva pe un nod nu e ok, versiunea nu e ok sau dacă vorbim de date, datele nu mai sunt up-to-date, atunci să mi-l pot scoate din ecuație și să nu... și timpul în care să-l ridic, să-l dau jos, să fie acceptabil și fără să impacteze cumva business flow și tot recrustul în sine. Și cred că e... ok, mai avem trei. Iarăși, asta care mie îmi lipsește foarte mult și cumva am văzut pe foarte multe proiecte, dar se poate. Vreau la un moment dat ușor să-mi instalez în mediul local, să-l rad și să-l iau de la zero. Mai ales acum unde pe proiectori care sunt pe suport și trebuie să sar de pe o versiune de aplicație pe altă versiune de aplicație, asta e nightmare pentru mine, să trec pe alt branch, să fac iarăși build-uri și să fac. Deci e cumva... Bine, aici e una. A doua, care mai trebuie să fie pe lângă partea asta ca să ai aceeași versiune de aplicație și componentele care le am. Adică ce tool-uri și ce aplicații, bază date, servicii de trimis mail-uri și tot așa mai departe, care le am în producție, alea vreau să le am și pe mediile de dev. Dev fiind chiar și la local. Și acum sunt partea de containerizare și Docker, cred că asta se poate face destul de simplu, fără costuri mari adiționale acasă. Bine, îți trebuie resurse, îți trebuie mașină monstru, și depinde cât de mare e aplicația ta. Dar dacă îți luăm așa un use case, un business flow și să știu că, ok, pentru flow-ul ăsta am nevoie de aplicații ABC care au dependențele 1, 2, 3, ok, mi le-am luat, am văzut care sunt dependențele, mi le-am instalat local, că tot nu am nevoie de tot ecosistemul, am doar ăla care merge, prin care merge flow-ul meu și să-mi pot să ori să dezvolt pe partea asta, ori să fixez un bug, să fac maintenance. Deci cam la, aici vine partea de de ce e fain să ai partea de paritate între dev și prod. Ok. Aici vă mai dă niște exemple, puteți să vă uitați. Următorul e partea de loguri. Fiind o aplicație distribuită, trebuie să o monitorizezi și cumva ar trebui să loghezi cam tot ce se mișcă, dar să loghezi în așa fel încât să nu impactezi performanța aplicației, adică să fie logurile ca un stream asincron în care, ok, eu am făcut o acțiune, uite, undeva am făcut o acțiune, să loghez mai târziu că am făcut acțiunea asta, adică cumva să fie un stream în care să-mi vină logurile și să le pot filtra, să le pot monitoriza, să le pot analiza real-time sau mai târziu când am nevoie de ele. Ok, și ultimul e admin processes. Aici, în principiu, la ce se referă, dacă am, nu știu, să mai rulez ceva scripturi pe bază date sau să modifice ceva fișiere, nu știu, exemplu cu poze, dacă am salvat poza de logo și vreau să când fac următorul deploy, să am un scripturilesc care îmi face resize sau chestii gen. Deci, cumva, aici zice că aceste task-uri să fie legate de proces în sine și cumva să nu se calce pe picioare cu alte task-uri sau să nu cumva să fie intercalate. Deci, în principiu, cam ar trebui să
meargă. Și ori faci pe, mergi pe codul sursă, îți pui task-urile alea și când faci deploy se duce odată cu toată aplicația, când faci build-ul și deploy-ul sau... da, cred că asta e mai departe. Altă idee nu-mi vine în cap cum ai putea să faci, cred că și exemplul ăsta îl dau ei aici. Ok. Eu oricum simt că am făcut un maraton ce cât v-am povestit pe partea asta. Sunt întrebări, cum vi se pare? Partea asta de Factor App e best practice pentru aplicații sau se referă la pentru microservicii? Pentru microservicii, în principiu, se referă că, na, e, adică sunt niște checklist mai degrabă să vezi de asta, că ar trebui să ai cumva toate bifate dacă vrei să nu ai persuri cu, adică, bine, nu persuri, dar în mare parte să nu-ți îngreuneze procesul de development și mentenanță și, practic, și chiar deploy, cum se ducă, că, na, deci, când vom ajunge și la DevOps sau la partea asta, e că a să vedeți că dintr-un monolit înainte era nu destul de ușor să făceam un publish, făceam un build, făceam un deploy. Well, cu microserviciile sunt mai multe. Și cumva toate principiile astea care sunt aici te ajută să reducă din timpul ăla sau din numărul de operațiuni și să-ți facă un pic viața mai ușoară ca să poți să scalezi aplicația care o ai tu. Să o scalezi în anumite părți, în anumite locuri, deci nu toată. Da, da, super, mersi. Ok, bine. Facem o pauză de 5 minute și după asta continuăm. Ok, unde mi-e prezentarea? Da, cam am ajuns și la mijlocul prezentării, plus minus. Și cred că ne încadrăm. A trecut o oră. Ok. Da? Facem o pauză 5 minute, da, bem o gură de apă, ne ridicăm picioare și de mătură. Bine, bine. Hai. Ei. Lași și 5? Da, lași 5. Da, eu. Bine.
Mă întrebam dacă share-ul continuă. Oare? Nu te auzi, Marian. Ok, hai să mai dau o dată. Ai celălalt ecran. Ce vedeți acum? Vedeți WhatsApp-ul sau? Da, WhatsApp-ul. Ok, bine. Păi așa trebuie. Ok. Bine. Așa, bine. Hai să trecem la următorul capitol, chiar cred că. Da, deci... Cred că și mi-am notat undeva cum ar fi în română, dar acum mi-a zburat din cap. Dar non-functional requirements, cerințele non-funcționale. Da, uite. Ele sunt foarte multe. Nu știu, dacă folosiți Confluence prin acolo știu că le avem pe toate când vreau să creez o... Da, cred că ținea de template-ul în organizația în care eram. Dar ele sunt foarte multe, sunt, nu știu, vreo 15-20 și în mare parte nu poți să le ai pe toate, adică poate poți să le ai, nu știu, dar mi se pare că ar fi un overhead foarte, foarte mare ca să le ai și cost-beneficiu nu ți-ar aduce foarte mult. Așa că cumva am luat câteva care mi se par destul de importante și destul de challenging, poate, în partea de pe microservicii. Primul este reliability, adică fiind un sistem distribuit în care request-ul meu merge prin mai multe componente separate, adică aici a venit în microserviciul ăsta, datele mi erau așa și mi-au ieșit așa. Ok, da? Și după asta mi se duce, ies așa. Și după aia mi ies 3 digite. Și după aia tot așa, știi? Cumva se duce prin fiecare componentă, datele cumva sunt alterate și nu poți să-ți dai seama unde nu sunt, unde datele sunt afectate sau calculate prost sau unde, practic, unde avem un bug. Și în principiu cam cum o văd eu și cum am mai văzut și la alții și care au mai povestește lumea, e codul să fie cât mai simplu de scris pentru un microserviciu, că și asta iarăși era discuții cât de mare trebuie să fie microserviciu sau unii zic că trebuie să fie destul de mică sau poți să scrii într-o săptămână, în cazul în care și în ăsta ajungi la câteva mii de microserviciu, alții zic că ar trebui să fie pe o business requirements și acolo să meargă. Poți să crească. Acolo poți să ai mai multe spețe sau mai multe chestii să le implementezi și atunci poți să-ți crească. Dar, în mare parte, codul care l-ai acolo trebuie să fie foarte ușor de înțeles. Iarăși, trebuie să ai teste ca să-ți dai seama de ce s-a scris codul ăla și ce se așteaptă de la el. Testele alea ar trebui să fie puse într-un proces automat, adică poți să ai și teste, se numesc și alea manuale, în care ai scris frumușel de mână cum trebuie să comporte aplicația, dar după aia să le rulezi, na, poate e mai greu, sau ai anumite dependențe, să zicem, sau anumite limitări. Și testele astea să fie în principiu băgate la, practic, la, să fie integrate într-un pipeline, într-un continuous integration, și de fiecare dată când faci un push, un commit, un merge, să le rulezi, să te asiguri că e așa cum trebuie. Și, na, când vorbim de teste, aici e un alt topic și la microservicii, cred că mai degrabă, lângă, cum ziceam, partea aia, trebuie să știi testele, un microserviciu pentru ce este responsabil și ce încearcă să facă, adică testele unitare sau testele la nivel de microserviciu și teste de integrare, care merg prin toată bucla. Și, în mare parte, datele. Să știi cum ți le salvezi, că cumva
Aici mai mult se referă la o bază date relaționare, unde ai niște, poți să-ți pui, să-ți modelezi sau să-ți faci modelul tău de date în așa fel încât să prinzi anumite erori dacă ar fi în aplicațiile prinse din bază date și atunci datele să nu, se, să nu ai date care n-ar trebui să fie plătite din bază date, adică date care să fie eronate. Un exemplu simplu, dacă te aștepți numele și prenumele să fie de fiecare dată, dar da, cumva să scăpa validarea aia, date, așa date nu se vor salva niciodată în bază date, deci că nu sunt permise. Parte de availability e mare parte, na, dacă ți-e aplicația sus sau jos. Deci dacă utilizatorul meu intră în aplicația mea și poate să acceseze funcționalitatea de care are nevoie. Deci cam la asta se referă. Și iarăși, așa cumva, availability, nu vă gândiți deja că la toată aplicația în sine, dar la un feature mic. Deci luăm la search engine-ul, care, adică utilizatorul se duce și caută ceva în aplicația mea, fiind de la un produs sau ceva de genul, sau se duce și se uită peste comenzi și sau wishlist și adaugă ceva sau se uită peste anumite, compară produsele. Deci cumva e la nivel de funcționalitate, dar și aplicație. Dar asta vreau să trag atenție un pic la... Și mare parte iarăși, dacă e totul la grămadă și pică una, pică toate. Și ca să asigurăm că dacă mi-a picat modulul de comparare a produselor, utilizatorul în continuare poate să-și caute ceva produse și să se uite singur el cu să vadă care sunt acolo. Dacă nu merge căutarea, nu știu, se duce în wishlist sau cumva merge să se uită pe categorii acolo cum sunt. Iarăși dacă îmi iau și îmi replic datele sau aplicații pe mai multe noduri sau pe mai multe servere, un pic un server rămâne altul în picioare și iarăși asta ne ajută și în mare parte e să ne dăm seama cât mai repede atunci când ne-a căzut o, adică să monitorizăm toată infrastructura, toată aplicația, toate componentele și atunci când pică ceva să ne dăm seama, să nu vedem un ticket la de la user pe form că nu vă merge o chestie în aplicație sau ceva de genul. Na, să odată ce a picat atunci să-ți dai seama și să încerci să rezolvi problema punctuală. Performanță, iarăși. Un coleg aici la birou, el lucrează cu Visual Studio 2008. Și cumva a rămas așa, dar business-ul aplicației care este e un shop sau store pentru piese de avioane. Acum vă dați seama piața cât e de mare și cât de concurența nu e mare și adică, na, well, clienții cumva se mulțumesc cu ce au. Și poate aici nu îți pui problema de performanță. În schimb, în alte unde concurența e destul de mare, performanța e cam ar trebui să fie pe primul loc. Și aici e în mare parte cât de repede se încarcă aplicația, cât de repede mă mișc eu opinia și tot așa mai departe. Și la performanță e partea asta ca codul cam să fie scris într-o manieră așa care să nu facă mai mult decât trebuie. Să proceseze cumva datele în așa fel în care să timpul de execuție să fie destul de rapid. La bază date să te duci să, pe acolo pe unde se poate să adaugi indici sau să-ți structurezi datele în așa fel, să-ți normalizezi sau să-ți le pui într-o anumită, poate să folosești o altă tehnologie. Acolo unde poți să pui un cache, să pui un cache. Dacă poți să replici pe mai multe aceeași informații pe mai multe noduri sau aplicația ta când ai nevoie de un putere de calcul, să poți să duci și să delegezi pe mai multe servere, iarăși, e foarte bine. Asta cu capacitatea să-i dai mai mult RAM, CPU și iarăși, dacă aplicația, desuri vedeți partea de modularizare, na, e partea de microservicii, că ai mai multe părți, adică ți-o împarți aplicația, că în anumit perioadă o parte din aplicație mi se încarcă în altă perioadă anului, poate sau în alt interval, altă perioadă, că sunt interese și interese, adică depinde de business și când îți vin userii.
Ok. Partea de scalabilitate. Dacă vrei aplicația ta să cât de ușor să fie scalabilă. Și aici cumva zice că na, dacă am aplicația mea suportă în utilizatori, hai să zicem cu numere, dacă am aplicația mea are 100 de utilizatori și eu îmi iau și aplicația și mi-o pun pe 10 noduri. Ok, aplicația mea va suporta 1000 de utilizatori. Ceva de genul cam așa se pune, adică să vezi cumva că poți să scalezi destul de ușor și dacă odată cu numărul de utilizatori sau odată cu volumul de trafic care îți vine. Și cumva aici după un numit, nu știu cum să-i zic, sau în termen matematic, linear, deci uite că scrie acolo. Deci, adică linear, ok, am crescut cu, am pus 10 servere, deci ar trebui să-mi suporte cu 10 utilizatori, ori 10 utilizatori mai mulți. Adică dacă înainte avem 100, acum am 1000, dar servere am 11. Deci nu, n-am pus mai multe servere. Deci cam asta e ideea de scalabilitate. Și în principiu, iarăși, să putem să avem, să fie aplicațiile cât mai modulare, deci să le am împărțite, să nu depindă, adică să nu-și țină cumva o stare sau ceva ce ține de, deci să fie stateless aplicația. Și dacă pot univa să adaug un cache, să-l pun. Cam asta ar fi, ca să nu mai fie nevoie să mă duc să mai fac și alte call-uri. Sau să fie nevoie să cresc numărul de servere și să nu... Adică dacă pot să tai ceva operațiuni de procesare, adică să mă duc chiar la bază date și să-mi încarc niște date, să-mi calculez niște date, asta să pot... Să nu fac de 10 ori la fiecare request, o fac o dată și când e nevoie, îi fac un update sau șterg din cache. Ok. Am ajuns la partea de exemplele care le-am văzut. Aici am căutat un pic pe așa de-a lungul timpului pe net să văd cam care sunt. Foarte mult veți găsi despre Netflix, ce au ei acolo, dar tot nu, adică cumva era mai mult de articole de marketing, sincer vorbind. Cumva ziceau că au făcut-o bine, dar mie nu mi-a fost destul de clar cum anumite au făcut sau ce au făcut sau poate n-am văzut eu articolele sau n-am găsit eu ce informații îmi trebuia. În schimb, ești la Service Cloud. Ei tot, cum aici povestesc, au pornit de la un monolit și cumva în timp au ajuns să fie aplicația pe distribuită pe mai multe microservicii. Aici putem să vedem ce au făcut. Deci, practic, aici sunt, cum zic, Foundation Service Layer și ăștia Value Added Service Layer. Eu le-am înțeles așa că ăștia sunt niște agregator, în principiu, adică vine un request de pe un anumit client, fie mobile, web sau ce mai fie acolo, eu apelez un agregator și deja agregatorul ăsta știe cumva să-mi pună datele la și ce microservicii să-mi apeleze și deja fiecare microserviciu se duce într-o bază date și comunicarea între toate layer-urile astea sau între fiecare componentă, mai degrabă, se face printr-un event bus. Deci e cumva up-down, cumva o vedem layered, da? Dar sunt decuplate și că ideea care, dacă aș vrea să o scalez, aș putea să iau fiecare componentă în parte și să o multiplic, să o scalez. Dacă dependențele cumva sunt separate, că la un moment dat ăsta apelează, dar el, nu știu, apelează prin HTTP ceva, un server. Aici pot să-mi pun două servere sau pot să-mi pun ce vreau eu sau pot să-l mut aici sus la un moment dat că zic că cumva ăsta e un value added service layer și nu mai este un foundation service layer, adică are mai multe responsabilități decât ar trebui să aibă.
Și cam așa le merge partea aceasta. Și aici, dacă vedeți, e partea asta de cross sau non-functional requirements, dar nu, aici practic sunt toate feature-urile sau toate requirements-urile care am nevoie de ele într-o aplicație bazată pe microservici, dar care nu țin de business-ul aplicației. Adică dacă partea de autentificare, partea dacă vreau să-mi pun acolo un rate limiting, dacă vreau să-mi pun logurile, cumva aici se întâmplă. Toată, nu mai ajunge aici. Și BFF. Da. Adică aici sunt niște gateway. Dar ce înseamnă BFF? Backend for frontend. Okay. Adică, practic, sunt mai mulți clienți. Mobile, web sau third party, cineva care le consumă API-ul lor și cumva au un gateway pentru fiecare separat. Și cumva poți să limiteze traficul în dependență de nevoie. Și ca un exemplu să vă dau sau să facem așa o abstracție cumva că mine poate mie mai mulți bani îmi vin de la mobile și aș investi mai multe chestii aici, adică hai să zic altfel, poate clienții care îmi instalează aplicația pe mobil sunt dispuși mai mult să investească bănuți în aplicație decât aia care o folosesc din browser. Și atunci eu aș investi mai multe resurse aici și mai puține aici și cumva pot să le jonglez, să nu fie impactați useri de pe mobile de pe web sau ceva de genul. Deci cam de ce vine cumva sau de ce se recomandă să ai independență clientul aplicației tale sau web API-ul tău, cine îți consumă, să cumva să le ții separat fiecare ca să-ți dai seama, să poți cumva să le controlezi. Deci cam asta e aici. Exemplul lor. Și mai este încă ca și resursă. Dar n-am vrut să le iau pe ăla. Cred că mi-era cel mai ușor. E shop-ul de la Microsoft. Microsoft. Nu, altceva îmi căutăm. Service. Cred că e... acolo, dacă îl pun așa, mi-l găsește. Ok, e Shop Containers. Practic, adică ei ce au făcut o aplicație, de fapt un shop online, care în spate e bazată pe microservicii. Și uite și aici putem să vedem, numai că, iarăși, așa să zicem, hai că asta este în teorie. În practică poate ți este altceva. Dar asta e diagrama lor care... ei o recomandă. Și da, adică dacă luăm toate principiile alea care le-am văzut noi din spate cu scalarea, cu non-functional requirements și toate caracteristicile unei aplicații bazate pe microservicii, da, multe se aplică aici, adică sunt respectate. Și au partea asta de un API gateway sau un backend for frontend și după asta aici mai au mai multe, lipsesc, au niște agregatoare undeva IP aici, între, cred că sunt astea de aici, niște agregatoare în care dacă vreau să, adică microserviciile între ele nu se apelează. Dacă vreau să iau datele în două microservicii, am o componentă separată, cumva, și toată comunicarea între microservicii, dacă mai e nevoie, se face printr-un event bus. Și fiecare microservicii cu baza lui de date și poți să aibă și mai multe baze de date sau o singură bază de date, depinde cum, ce nevoie am eu sau ce problemă vreau să rezolv. Iarăși, dacă ați fost prin interviuri sau dacă ați auzit, e partea asta de design, system design. Și asta foarte bine se aplică la partea de microservicii. Cred că este sau mai este altul, dar dacă căutați, în principiu, vine și îți dă un use case. Nu știu, vreau o aplicație
în care să fie, fac astea minify sau shorter la link-uri și cum aș implementa-o ca să-mi suporte un volum foarte mare de date. Sau aici cred că sunt date mai multe chestii. Și în principiu, în dependență de problema care o ai, înțelegi o tehnologie sau un sau abordezi într-un anumit fel. Și tot ține și de scalabilitate, dar ăsta e un alt topic. Deci vă invit pe voi să căutați și să vedeți. Și cât făceam aici în pauză, stăteam cumva, câțiva dintre voi a zis că vreți să aflați un pic mai mult despre microservicii. Da, cumva au încercat să vândă chestia asta ca pe o noțiune asta, ca pe ceva care se poate învăța ușor și poți să mergi și să o implementezi relativ simplu. Dar nu e chiar așa, că sunt două chestii. Sunt partea aia de domain knowledge, adică ai o problemă dintr-un domeniu anumit și ai o problemă de business și vrei să o rezolvi și trebuie să știi toți actorii și cum interacționează. Și după asta vine partea tehnică. Și câteodată nu cred că găsește omul care să le managească. Ori omul e foarte bun business și știe ce se întâmplă de acolo, că se interesează, sau e foarte bun tehnic și atunci el se interesează pe mai mult pe jucările lui și cumva na, e diferit. Că și la multe companii am văzut noțiuni, adică joburi ceva genul domain architect, solution architect și technical architect și așa mai departe. Adică cumva s-au împărțit. Și cel mai probabil când a zis că urmează să lucrați pe microservicii, poate mă greșesc și sunteți destul de buni că partea asta, din noțiunea aia de SRE care este pe la Google, pozițiile alea, adică sunt oameni care pot să ia aplicația de la ce vrea, zice utilizator ce vrea și o duce până la să o deployeze. Deci probabil să fie și pe partea asta, dar din cele mai multe ori, mare parte, când vorbim o aplicație distribuită bazată pe microservicii, sunt mai multe echipe și fiecare stă cumva, na, eu ca și dezvoltator sau ca și programator stau într-o bucățică, pe o bucățică de cod și de aia sunt responsabil. Și pe aia o livrez și pe aia o implementez. Cam așa am văzut și cam posibil asta, adică cumva au vândut-o și deseori auzeam cum să faci cu .NET Core o aplicație bazată pe microservicii, cum să faci, dar sunt în spate niște noțiuni și niște chestii care na, adică microservicii și depinde de context. Cam asta e nu întotdeauna trebuie microservicii. Și trebuie să te gândești două ori dacă ți-ar trebui chiar să folosești, să te complici sau nu. Ok, și a doilea exemplu, și cred că următorul topic vine de DevOps și stim acolo un pic mai mult. Cred că asta a fost intro. A doilea exemplu care l-am văzut, iarăși ei zic că au ăștia de la Karma, e o firmă de telecom din SUA, dacă mă greșesc eu, și în principiu tot au trecut prin 2009 sau 2012-2014, cred că au început să meargă partea asta de microservicii și zic cam, e fain, vă recomand să vă uitați să știți cam cum au ajuns ei la partea asta și tot așa, cumva au clienții care pot să fie, nu știu, aplicații mobile sau web sau ce-or fi acolo și cumva au backend, care adică sunt astea, sunt microserviciile și dacă vedeți că aici deja e un pic diferit, că vedeți devices, push notification, mailer, shipment orders, adică sunt și niște noțiuni tehnice, dar sunt și niște unele de business, ca exemplu, nu știu, devices, push notification, adică push notification te-ai gândit la un event bus și n-ar trebui să fie o chestie de business sau de logică, dar partea aia când mergi de decomposition, pe axa Y, din scale cube, acolo sunt mai multe tehnici când îți faci tu decomposition și una poți fi după business requirements, și aici te ajută DDD-ul, Domain Driven Design, sau poți să fie, poți să-ți definești tu niște părți sau entități care să zici că alea sunt core business-ului meu,
ca exemplu, uite cum aici, dacă fiind o companie de telecom, partea asta de push notification device-uri, să le gestionezi care intră, care iese, ăsta ți-i corul tău la business, că ați trimis SMS-uri, să primești SMS-uri. Și cumva, na, poți să pui că ăsta mi-e corul meu și după asta mă, nu știu, mă văd ce mai vine pe lângă. Dar, na, cred că intru prea mult și e aici un pic diferită abordare și cred că mă opresc așa cu exemplu dat cu spargerea pe funcționalități și cum îl împart. Dar cam la asta a ajuns ei. Asta SNS și SQS sunt niște event busuri de la Amazon și în principiu cam asta. Vin request-urile aici în backend, se apelează și ei între ei și cumva zic că aici uneori au cazul nevoie ca call-urile să fie sincrone, adică să nu fire and forget sau a pușit univa un event și așteaptă să se ducă, dar chiar să aștepte rezultatul și atunci cumva da, vine partea asta de se duce, dar în cazul în care nu e nevoie poți să meargă și procesarea asta sau comunicarea asincronă, atunci folosesc un event bus sau un event listener sau da, un event bus, să zicem așa. Și, na, deci cam de la un monolit care l-au avut ei, cam la asta au ajuns în momentul de față, dacă ne uităm. Și iarăși, dacă vorbim de scalabilitate, multe probleme poți să le aibă, unele nu. Da, în principiu când vorbim de aplicație distribuită, se recomandă ca tipul de comunicare să fie asincron. Să nu aștept eu, să nu ți întreb ăla agățat acolo sau să aștept după un răspuns. Ok, să mi se ducă, să mi se elibereze, dar în principiu aici cam și ca resursele să-ți fie eliberate, să nu stea acolo după call-ul ăsta, la timp mai durează mai mult răspunsul, dar trebuie să-și continue să preia altceva, să execute. Aici probabil să, uite, nu știu, ce n-am găsit eu și iarăși tot sunt curios, poate este, n-am căutat bine, cam ce volum de date are fiecare, nu știu, arhitectură de genul, cam ce volum lunar sau pe zi au de date și cât merge prin arhitectura asta și cam care or fi cumva. Dar genul ăsta de informații doar le vezi cumva pe proiectele tale și doar într anumite cazuri și un pic mai greu să dar partea asta de monitorizare și să-ți dai seama unde e bottleneck-ul, că aici vine și noțiunea aia de SRE care ăștia de la Google și iarăși eu încă nu știu dacă e să, adică sunt unele noțiuni sau unele chestii care au apărut și chiar partea asta de microservicii, au apărut ca niște nevoi la companiile astea mari, care au un volum mare de date, au o structură organizațională destul de stufoasă și destul de complexă și atunci ei cumva vor să fie independenți și cumva să-și automatizeze. Dar pentru o companie mică sau unde într-un domeniu care nu e așa stufos și destul de simpluț, nu ai nevoie de așa ceva. Și aici și cu SRE-ul, că ei ziceau că au anumite persoane care, da, în anumite zone a aplicațiilor în care le iau și le nu au echipe de front-end, back-end, DBA și admin infrastructure. Cumva o persoană face tot și el cumva analizează și face monitorizarea infrastructurii și tot ce e în prod și își dă el seama la un moment dat dacă trebuie să schimbe ceva, să folosească altă tehnologie sau să folosesc alta abordare. Ok. Întrebări aici sau ceva idei pe astea două arhitecturi care le-am văzut aici și poate și asta de la Microsoft, care exemplul ăsta de aplicații. Apropo, asta e faină. Adică deseori mă duceam aici și dacă vreau să, nu știu, un API gateway sau să văd cum au făcut anumite chestii, mă duceam și mă uitam aici. Și era chiar fain să le văd. Nu? Da? Ok, bine. Haideți să continuăm deci la următorul atunci.
parte de DevOps. Da, deci infinitul ăsta îmi place cumva și cred că, iarăși, trebuie să pun de unde am luat partea asta, că nu eu am făcut-o, că nu știu toate tehnologiile de aici și toate condițiile astea, nu pot să mi le atribui, dar în mare parte ce îmi place e că vezi fiecare pas, adică DevOps, de fapt sunt două cuvinte, Development și Operations. Dev înseamnă că atunci când creezi aplicația, faci development și operation deja când trebuie să faci deploy și să o monitorizezi. Și la fiecare punct folosești anumite tool-uri. Și de asta e destul de greu să, adică merge acum partea de DevOps și mulți se declară DevOps, dar dacă întrebi ce știu și ce tool-uri au folosit, ori ajung nu sunt chiar DevOps, că nu au cunoștințele de tool-uri de la A la B, adică în tot procesul. Adică ori știu ceva limbaj de programare în care se dezvolte și poate știu să folosească câteva platforme, dar nu știu să configureze sau să vadă cum să monitorizeze o aplicație sau cum să o scaleze sau totuși sau cum să o configureze. Și, na, uneori sunt împărțite sau chestii de genul. Deci, na, e un... Și iarăși, cumva, când s-a pornit partea asta de DevOps, e mai mult de o cultură, adică eu trebuie să fie mai multe persoane care să-și pună împreună cunoștințele și skill-urile ca să aibă tot planul ăsta și să învețe unul de la altul. Cumva aici vine partea de DevOps. Deci, scuze, Robert, dar DevOps nu există. Deci, adică există, dar poate într-o perioadă, adică nu știu, trebuie să ai niște skill-uri. Nu vreau cumva să... Tu ai zis că ești DevOps. Și sunt curios dacă cumva merge aici tot chiar așa cum pare, dar după mine e o chestie de... În afară de code. În afară de code, ok. Deci partea asta, știi partea din... Păi, codul ăla nu e acolo. Să zicem că am lucrat cu Git și GitHub și GitLab, dar nu fac code. Da, deci nu știi design pattern-uri sau să refactorizezi un cod, să scrii niște teste unitare. Nici să... chiar așa, nu, nici chiar așa. Ah, ok, deci, un dinte lipsește de acolo, dar rest cam okay, te adaptezi okay. Și na, la fiecare parte, monitorizare, test și așa, sigur ai lucrat cu Jenkins, Grafana sau okay. Kubernetes. Da. Ce experiență ai, sunt curios? De IT. De IT infrastructură. Da, da, nu de programator. Câți ani? Vreo 20 ceva. 20... Well, luați exemplu. Deci, omul ăsta are ceva în spate, că să zici că zici DevOps. Și cumva, da. Deci partea asta e o cultură, știi? Adică tu nu poți să le știi pe toate, dar pui mai mulți oameni care au și învață unul de la altul. Cam asta e ține de, exact. De DevOps. Că cumva, exemplul ăsta, iarăși, aveau trei aplicații monolit, care trei build-uri, trei deploy-uri și toată lumea fericită. Ok, fiecare aplicație au spart cu mai multe microservicii, mai multe aplicații. Câte build-uri ai, câte deploy-uri ai, câte... Cum? Deci aici e un pic mai greu. Deci numărul de operațiuni în sine de asta e... deci cumva a crescut numărul de operațiuni și trebuie o chestie care să o automatizezi, să mergi mai... În să-ți fie mai ușor. Și aici vine de ce e nevoie, iarăși a apărut nevoia asta de DevOps și cultura de în organizații de DevOps. Și na, sunt astea trei: continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. Și toate astea să fie automatizate. Să nu fie făcute manual de mână sau să trebuiască tu ceva să duci să intervii. Ai făcut un commit, ai dat push, s-au rulat niște teste, testele au ieșit, mai faci niște verificări în plus, s-a dus și s-a făcut un deploy și s-a testat și acolo și după aia s-a dus în producție. Cam asta e cum ar trei chestii simple, dar uitați-vă câte skill-uri trebuie să ai în sine ca să zici că să le ții în mână și să le stăpânești. Ok. Bine. Și partea de demo. Ok, mai avem timp? Mai avem. Ok. Bine.
Să vă dau link-ul. V-a întrebat? E cineva care a mai fost și anul trecut? Tot, adică asta, ediția 2 și 3, că tot am povestit despre microservicii și e aceeași aplicație. Mai e cineva? Ca să știu cât de mult să... E liniște și pace? Mai sunt, dar eu n-am fost anul trecut. Ok. Bine. Hai să vă dau link-ul atunci. Îl dau aici în chat. Așa, bine. Puteți să rulați aplicația, puteți să nu rulați. Recunosc că dimineața asta am încercat să fac update la .NET 5 și mi-a dat cu virgulă, așa că merge pe .NET Core 2 și ceva. Dar ideea ca să vedeți la nivel de concept, cum a fost parsă, cum am gândit eu că ar trebui să fie și așa ca și principiu, ca să vă dați seama. Ok. Și niște diagrame ce drăguțe. Mai trebuie să mai fie una. Nu costă, vreau să încep. Nu costă. Ok. Controlul nu se merg la ăștia. Așa e prea mică, nu? Se vede oare? Nu se vede, nu? A, dar nu știu, stai ca în mouse, nu știu ce mă țin eu cu... Ok, bine. Deci cam, care... ok, în primul rând, ce problemă vreau, adică am avut noi la un moment dat, cred că și acum avem în Agile Hub, de fapt nici nu știu că numai... De 2 ani nu m-am mai implicat pe partea de organizare pe IT și evenimente, dar prima și a doua ediție au fost pe... eram pe partea de organizare și cumva noi vroiam să primim cât mai mult feedback la cursuri de la participanți. Și de aia vă rog să completați feedback-ul. Dar cumva vroiam să ne gândim în felul ăsta ca un fel de rewarding sau cum aveam noi acum în cap o idee că ok, vine un curs, este publicat și când este publicat, dacă participantul se înscrie, este confirmat că a venit la curs și după ce a trecut cursul, trainerul nu-i dă materialele prezentare și codul sursă care ar fi. Dar a doua zi sau în acea zi vine un mail cu formularul de feedback, el completează formularul de feedback și după asta îi vine pe mail înapoi materialele de curs. Deci asta era una din idei care ne gândeam noi să o testăm și să vedem dacă ar prinde sau nu ar prinde sau cum ar fi. Și deci am avut necesitatea asta ca să luăm feedback de la oameni și cumva să automatizăm. Partea, că mai vroiam și altă chestie, că mai aveam și pe foi feedback care îl completau când vremurile alea de mult, când ne strângeam toți în aceeași încălpere și le completau și cumva alea cam erau așa din secolul 20 deja și vroiam să trecem pe partea asta să ne dea lumea feedback pe online. Numai că dacă îți pleca omul din sala de curs, poate nu mai avea alt chef să completeze și ne gândim cum să le jonglăm. Și în principiu, deci sunt mai multe microservicii care le-am, deci din toată poezia asta care v-am spus-o eu vouă, că avem cursuri, că avem participanți, că vrem să trimitem mail-uri, eu am identificat mai multe componente, să zicem așa. Aici m-am folosit de domain-driven design, cum le-am spart, adică cumva am mers bounded context și... Deci aș avea un web API de cursuri în care văd ce cursuri sunt, care sunt, ce cursuri sunt publicate. Aș avea un web API de identity, asta înseamnă că unde salvez lista de utilizatori, fiind aia trainer sau participanți. Ok, asta văd că l-am duplicat, nu știu de ce. Ok. Bine, hai că îl șterg pe urmă, dar o să repetă două ori. După aia, este partea de notificări, dacă se trimit un e-mail ca și reminder sau se trimit un e-mail cu, uite aici este linkul către formularul de feedback, să
În sine, API-ul care să colecteze feedback-ul, deci când va completa în formularul ăla de feedback să-l procese, să-l stocheze undeva și deja dacă am zis că ar fi util că depinde, nu știu, poți să ai materiale de curs de 3 giga, depinde ce faci tu și cum faci, cât ți-e de mare soluția, dacă ai o aplicație Angular și nu știi modulul de node models, ai destul de, ai jumătate de internet acolo. Și cumva am zis că ok, hai și partea asta de fișierele în sine sau artefactele alea care sunt folosite la curs, materialele astea nu le salvez în bază date cu lângă curs, dar să-mi fie separat. Și cam asta ar arăta arhitectura. Ele în fiecare, mă gândeam așa că au bază date separate, pot să șeruiască ceva date între ele, adică să le țin în mai multe părți, dar na, bine, codul sus care salveți, partea asta lipsește de salvarea bază date mai mult. Am implementat cum comunic între ele microserviciile printr-un RabbitMQ. Și aici, iar și partea aia de dependențe și cum știu ce... aici am folosit noțiunea aia de event sourcing, adică, practic, eu comunic între microservicii cu mai multe evenimente și dacă îi dau un run acum, să vedeți ce apare în consolă. Ok, hai să, în primul rând, să zicem că se publică un curs. Ok, mi-a venit 200 și dacă mă uit aici în output, ce fac eu? Așa, zice așa, că un curs a publicat, un user a fost notificat, așa, și după asta ce a zis, utilizatorul s-a înregistrat. Adică dacă mă duc și mă uit pe... Asta l-am deschis de două ori. The publish. Ok, uite. Asta e diagrama pentru publish. Da, deci practic aici sunt pașii toți care se execută. Deci vine cineva, a publicat un curs, ok, serviciul de event sau apps zice că trimite o notificare la, trimite un eveniment, vezi că s-a notificat un curs, ok, serviciul de notificare se uită care ar fi utilizatorii care sunt interesați de acest curs și trimite niște evenimente către, publică niște evenimente pe service bus ce ține că puțau cu pentru s-au înregistrat cursurile A, B, C, D. Ok, și deja serviciul de user ascultă după evenimentele alea și se uită, ok, pentru cursul ăsta am ceva utilizatori care s-au înregistrat sau nu, pentru anumite topicuri sau anumite chiar cursuri ID-ul. Și după asta, na, se duce utilizatorul și se înregistrează și după aia îmi zice că ok, utilizatorul ăsta s-a înregistrat, am pus bif acolo. Deci cam ăsta mi-e scenariul prin care merge, cap-coadă așa eu. Deci cumva nu e o chestie care cum să zic, chiar e asincronă, că de la trimis mail-ul și până se user chiar intră și se înregistrează, poți să treacă câteva zile sau, adică e un scenariu din ăla care nu merge cap-coadă și poți să aștepți după el răspuns. Deci e cumva e un business flow mai, zicem așa, mai detașat. Și cam asta se întâmplă. Acum, toate evenimentele astea care s-au înscris aici, dacă mă duc în startup, eu pot să văd fiecare microserviciu după ce eveniment, în primul rând, ce comenzi trimite, da? Ca să-mi dau seama, cam dacă mă uit prin loguri și văd undeva acolo o eroare la atunci când a încercat să se proceseze evenimentul cu tare, pot ușor să mă uit, ok, cine trimite aceste evenimente sau de unde, sau cine ascultă după un anumit eveniment. Și practic aici în startup am un, și asta ar însemna că eu am proiectul ăsta de Common, în care aici țin partea de evenimente, ce evenimente pot să public și ce comenzi, după ce evenimente pot să ascult și ce comenzi pot să trimit. Aici, dacă prindeți un pic, e și partea de... Dar event sourcing, în principiu, că trimit niște comenzi,
și ascult după niște evenimente care se trigăresc în urma unor comenzi. Așa, și mare parte pot să-mi dau seama pe să văd care sunt și nu e în program. Cu exemplu, ăsta scurt, ăsta de feedback ascult atunci când un curs s-a terminat. Ok, dacă s-a terminat un curs, pentru trimite-mi notif că utilizatorii care au completat acest curs, că ar trebui să completeze un formular de feedback. Și atunci, a curs completed, cred că este ascultat de notification. Stai. Nu, hai să vedem de cine a ascultat, că nu mai țin minte exact. Ok, curs API. Ah, ok, am un handler în API de cursuri. Și ăsta la alt e la... Ah, ok. Deci, cursul... e un pic invers. Nu se în eroare. Când se apelează în point-ul ăsta de curs a completat, se publică un eveniment de complet curs. Și când se publică ăsta, evenimentul ăsta, am complet curs handler care ascultă după evenimentele de gen. Și odată ce l-a ascultat, evenimentul ăsta ce s-a trigăruit va fi primit de acest lot de serviciu ăsta. Deci, practic, ce am prins aici, ce am captat în exemplul ăsta care l-am, e partea asta că am cumva dependențele declarate, adică pot să-mi dau seama într-un sistem distribuit ce evenimente, după ce evenimente ascultă și ce comenzi trimite și pot să mă uit unde sunt citite mai, și tot așa mai departe. Acum, totul este implementat în .NET Core. Pot să fie, dacă vorbeam de partea de governance decentralization, pot să am diferite limbaje de programare. Și atunci, dar oricum, pot să am un JSON schema sau ceva în care să-mi definesc contractul, care, adică ce date mă aștept eu să trimit și ce date mă aștept eu să primesc, sau după ce evenimente pot să ascult. Iar și partea asta am folosit Docker-ul, ideea în care pot să ridic ușor și să cobor toată aplicația și acum, na, deci am gateway-ul și cele 5 microservicii și deja RabbitMQ-ul. Și cam asta și deja cumva dacă vreau să mă cu load-ul, cumva optimizarea resurselor după cum sunt folosite. Adică, na, dacă am cum am zis asta, dacă vreau posibil să am mai multe fișiere de stocat decât îmi trebuie și nu vreau să le duc în bază dat, că bază dat poate mă costă mult mai mult ca să stochez 5 giga de informații decât să le stochez pe un file sharing. Și, și iarăși partea asta de cost optimization și de ce a venit și partea din microservicii? Că e foarte greu să scalezi o bază dat, adică nu e greu, dar e și scump să scalezi o bază date care are 20 de giga, să o pui de 20 de ori, decât să scalezi, eu am nevoie doar de un modul care are 5 giga în total și scalez de 5 giga de 20 de ori și restul 15 rămân într-un loc, decât să iau și pe aia 15 și să-i scalez. Și cumva din aceste considerente și iarăși traficul de date, că poate partea de notificări, eu dacă am 1000 de utilizatori și 100 s-au publicat un singur curs, aici a fost un trafic minor pe API-ul ăsta de curs API, că cineva a dat un save atâta, dar ăsta la alta se înceapă să rumege, și să trimită mail-uri și atunci doar ăsta îmi va fi încărcat, ăsta va fi disponibil, bine, mersi, lumea va putea să vină mai departe, să uite ce cursuri sunt și să cineva să le modifice. Deci cam asta ar fi pe ziua de azi, dragilor. Dacă aveți întrebări la partea de la aplicația asta care e aici.
sau curiozități. Poți să ne spui câteva cuvinte și despre Ocelot? Ok, Ocelotul e un API gateway care l-am văzut în și e un design pattern în principiu care l-am văzut aici. Uite astea, da, care, cineva m-a întrebat ce e BFF, ce e, deci e un gateway în principiu, da? Și Ocelotul, ce e fain la el? Îl configurez pentru un JSON cumva și zici că, uite, pentru ruta aia care, dacă ruta mea conține curs published, te duci pe hostul ăsta, te duci pe un IP sau te duci pe un URL folosind protocolul ăsta și folosind portul ăsta. Deci cumva îți face un fel de mapare între rute sau asta face și asta face și un API gateway, că el e un entry point în fața la mai multe servicii și ca să știi cum să, când îți vine un request, să știi cum să-l trimiți. Adică nu îi expui direct. Și cam asta e, asta face Ocelotul. Ai reușit să pui și Swagger peste Ocelot sau? Nu știu dacă îți trebuie Swagger-ul peste Ocelot. Asta doar îți face, adică dacă vrei să faci, ok. Adică da, să nu ai doar apelările simple. Le dai din Postman, să ai și o parte grafică de unde. Da, da, dar știi care e ideea? Nu trebuie să pui, că cumva merge URL-ul, deci îți vine protocolul, hai să-l pun așa, după aia îți vine URL-ul în sine, ok, îți vine portul și după aia îți vine Swagger. Și practic implementarea de, și el mie ce îmi procesează până aici. Deci ok, dacă eu sunt pe curs API, du-te pe URL-ul de curs API / Swagger. Și el deja se duce pe Swagger-ul de pe curs API. Adică fiecare web API separată și implementează ce vrea el, Swagger sau ce ar mai fi acolo. Și partea de Swagger se face relativ simplu. Când am încercat să migrez către .NET 5, am zis că ok, nu e așa mult cod. Hai să creez proiectul de la zero și să-mi pun codul care este pe aici. Numai că era altă problemă, de mi-a dat o eroare cu când încercam să convertesc la binary, că nu mi-a plăcea codul ăla care l-a scris acum 2 ani, zicea că e cu vulnerabilități și atunci am zis că nu mai fixez, dau înapoi. Dar și când am adăugat proiectele alea, direct mi-a deschis și Swagger-ul. Adică, na, automat ți-l adaugă, ți-l pune. Nu e pare implicit integrat acum Swagger. Exact. Și îți merge, adică mi-a deschis interfața aia de Swagger și merge destul de bine. Deci partea asta chiar are un suport. Iarăși, ceva aș recomanda, dacă vreți să mergeți cumva pe, adică simțiți nevoia în proiectul vostru, în aplicația voastră, să mergeți modular și să spargeți și vedeți că la un moment dat să crească volumul sau vreți să scalați ca și echipe sau ca și trafic de date, eu mă uit peste. Adică este noțiunea asta de clean architecture, care, uite, stai, unde se împart, cred că așa s-o găsesc mai greu. Deci tipul ăsta desor ține, uite aici, este, ok, uite, este aici direct. Este de la Uncle Bob sau... care povestește mult despre clean code și are și noțiunea asta clean architecture și practic tipul ăsta folosind cam ultimele tehnologii și ultimele nice to have-uri și sub formă de, și na, îți dă un template de fapt de aplicație, deci poți să-ți instalezi template-ul ăsta și când faci new project, îți creează toate fișierele și toată structura de proiect. Pentru web API-ul la care îl ai tu. Și chiar e fain cum e gândită și eu destul ăsta îl folosesc. Igor, da. Un mic tip. Poți să apeși punct acum că ești pe GitHub să vezi ce se întâmplă. Stai că am văzut-o. ți ia și îți duce direct în... Da, stai că povestesc și eu vede ce cauți ce am să spun. Da, uite ce... What? Deci, na, mi-a deschis o instanță de Visual Studio Code și mi-a dus direct repo aici cu tot codul sursă și pot să-i dau run, pot să-i fac ce vreau eu. Poți să editezi. Da, exact. Poți să-i. Da, e. Seara am aflat.
Păi și la editat se poate da commit sau se duce înapoi? Sau? Cred că poți să dai commit, dar... Păi stai, că mă duc pe... Să faci un request, nu știu, n-am încercat încă. Ce fain. Poți să dai commit, e full site și da. Sincronizează și alea extensiile pe care le ai deja în contul tău de GitHub. Deci dacă ai instanța instalată, poți să-ți sincronizezi cu ăla de desktop. Super tare! Da. I-am văzut la un moment dat un demo de la ăștia de la Google. E cumva tot e o chestie asemănătoare în care practic, adică tu dacă ai o aplicație din asta pe mai multe modulare și cumva tot în browser îți aduce containerul, îți decompilează codul, îți aduce codul și cumva faci direct debug pe versiunea de cod în modulul sau pe componenta de care tu ai nevoie. Deci, adică super fain, mi s-a părut ideea. Și cred că are și, aici este o extensie în Workspace, mi se pare să nu știu, în Visual Studio, care tot îți dă voie să faci chestia asta. Numai că tot îți trebuie local să ai instalat. De acum, uite, dacă e, cred că asta va fi următorul pas. Da, super tare, super tare. Că cred că spre asta mergem cumva, să nu mai avem, toți împrumutăm de la cineva să nu mai ai mașina aia cu 32 de giga RAM și cu U11. Da, uite. Hai să modificăm ceva aici. It's getting there. Deocamdată am văzut că nu merge extensia de C-Sharp în browser. Dar... Încet. Da, sunt unele care nu merg, nu mai merg alea câteva, sunt nesuportate încă. Încă, da. Okay. Da, da, păi uite, că ai tabul ăla și de aici. Dacă e repo-ul tău, sigur merge. N-am încercat la repo-ul. La alt... ok, la celălalt probabil să te pună să-ți faci un branch. Să... Partea aia de drepturi și de... Da, mi s-a dus. Și dacă dau control... nu mai merge. Ok, ceva am făcut. Trece înapoi. Ok, vreau să pun control tilde, îmi deschide asta terminalul. Control T, cred că merge. Sau? Da, cred că de aici. Da, n-au terminalul aici? Adică vreau să-i fac un push. E terminal. Dacă merge acolo în view de source control, ai puncte, puncte, un pic mai la dreapta. Cred că de acolo. În panou de source control. Dreapta sus. Dreapta asta zici, nu? Mai în stânga, adică în panoul de first control în dreapta lui. Ah, ok, aici ziceai, da. Commit, da. E ca văză codul. Da, e într-adevăr. Dar, uite, consola nu mă, eu mult fac din consolă. Adică dacă mi-ai luat consola, mi-ai tăiat craca. Da, dar e chiar fain, dacă sincer vorbim. Și acum dacă mă duc pe repo meu și dau aici un refresh, unde aveam ala în SRC și în readme aici, cred că era. Da, uite, s-a modificat. Super tare. Da. Noi, Marian, mai e un eveniment acum după, nu? Mai sunt câteva prezentări, da. Cele paralele s-au terminat, urmează trei, una după alta, parcă. Da. Așa? Dacă, eu gata, am terminat ce am avut, dacă mai vreți ceva să mai povestim sau dacă mai aveți vreo curiozitate, mă găsiți pe, pot să vă las aici mail-ul, sau mă găsiți pe LinkedIn, Facebook nu mă cătați, că nu mă găsiți, numai dacă vreți tare mă găsiți și acolo. Dacă vă... Am lăsat și link-ul către Slack. Da, către Slack și acolo putem să mai ducem discuția dacă vreți după. Mersi mult pentru... Chiar a fost destul de interactiv. Mulțumesc, Igor, pentru prezentare. Cu drag. Și să ne auzim la... Să ne auzim, să ne vedem la alte prezentări. Da. Vă mulțumesc mult. Mulțumim frumos pentru prezentare. Mulțumim și mulțumesc. Bine, pa, pa. Pa, pa.